Procurorul general interimar Dumitru Hrobu a semnat ordinul de restabilire a lui Viorel Morar în funcția de procuror șef al Procuraturii Anticorupție. Anunțul a făcut Procuratura Generală. Restabilirea în funcție a avut loc ca urmare a tranzacției de împăcare amiabilă în rezultatul acțiunii în contencios administrativ. Amintim că Viorel Morar și-a dat demisie după ce în spațiul public au apărut informații precum că el ar fi fost implicat într-o schemă de depusedare de bunuri și bani a unui om de afaceri. Morar a spart gheața și a spus de ce și-a dat demisia din funcție. A invocat trei motive: imaginea instituției, obiectivitatea anchetei și aspectele de ordin personal. Viorel Morar revine la conducerea Procuraturii Anticorupție după ce s-a aflat în această funcție timp de 3 ani, poziție pe care a câștigat-o în aprilie 2016, când a câștigat concursul pentru această funcție.